Fermierii olteni au încheiat secerișul. Producțiile obținute la grâu, orz, orzoaică și rapiță sunt unele bune, mai mari decât cele de anul trecut. Specialiștii se declară mulțumiți nu doar de producție, ci și de calitatea cerealelor obținute. În această dată, în județul Olt, s-a finalizat campania de recoltare a cerealelor păioase, astfel la cele 125.000 de hectare pe care le-am avut cultivate, s-a obținut o producție bună, astfel o medie fiind în jur la 6.200 de kilograme pe hectar. La cultura de orz, unde am avut cultivate 15.200, producția medie a fost în jur de 6.000 de kilograme la hectar. De asemenea, s-a încheiat și la cultura de rapiță, am avut 14.500 de hectare și o producție medie de 3.400 kg pe hectar. În această perioadă, concomitent cu pregătirea utilajelor agricole pentru recoltatul florii soarelui și a porumbului, fermierii pregătesc terenul pentru înființarea culturilor de toamnă. Concomitent cu lucrarea de recoltat, au mers și cu lucrările de arat, astfel încât la această dată avem arături de vară 21.000 de hectare. Micii fermieri, care au semănat în primăvară floarea soarelui, cultură grav afectată de caniculă, au demarat în acest weekend treieratul. Producțiile se anunță a fi unele slabe, cultura fiind grav afectată, în special cea înființată în afara perioadei optime sau unde nu s-a respectat tehnologia.